În baza sportivă Ceramu se află în plină desfășurare memorialul Costel Frântu la tenis de câmp, competiție prinsă în programul zilelor municipiului Câmpul Lung. Pentru că sunt multe meciuri de jucat, organizatorii au hotărât ca această competiție să înceapă cu o săptămână înaintea datei inițial stabilite pentru a se termina la timp. Competiția se desfășoară într-un sistem nou pe echipe. Sunt 32 de jucători în concurs care formează 8 echipe repartizate în două grupe. Asemenea unui turneu de fotbal, în grupe se desfășoară sistem campionat, fiecare cu fiecare, iar apoi pentru semifinale se joacă încrucișat, locul 1 dintr-o grupă cu locul 2 din cealaltă. Vă prezentăm câteva imagini surprise la meciurile disputate ieri după amiază.